Suntem la începutul lunii iulie și căpșunii noștri au început să formeze noi stoloni. După cum vedeți, aceștia încep să se fixeze în pământ în momentul în care ating solul. Este relativ simplu să îi scoatem din pământ, îi scoatem încet cu atenție, fără a le rupe rădăcinile. Ei încă nu sunt bine dezvoltați, dar este momentul potrivit pentru a fi extrași. După ce i-am îndepărtat de planta mamă, îi colectez într-un recipient și urmează să îi pregătesc. Pregătirea constă în îndepărtarea tuturor frunzelor și a părților veștejite de pe stolon. Fiecare plântuță în parte este luată și astfel pregătită pentru a fi transplantată în alveole cu pământ. Este o metodă simplă, dar care necesită atenție. Este foarte important ca în acest moment al pregătirii stolonilor să nu tăiem mugurile central, pentru că mugurile central este organul vegetativ care va naște o nouă plantă de căpșun. Se fasonează și rădăcinile, lăsându-le la o lungime de 2-3 maxim centimetri. În alveolele din plastic astfel pregătite, adăugăm pământ pe care în prealabil l-am dat printr-o sită mare, ca să îndepărtăm astfel din pământ plantele, rădăcinile, resturile vegetale străine. După ce aranjăm ușor pământul în alveole, vom începe plantarea propriu-zisă a noilor stoloni de căpșun. Încet și cu răbdare, fiecare stolon de căpșun este preluat. Facem o mică gaură în pământ și plantarea noastră a luat sfârșit. Eu, pentru că am avut alveole mai mari, alveole pentru flori, pentru ghivece cu flori, am pus în fiecare alveolă câte 2 stoloni, pentru că ei oricum sunt foarte mici, au rădăcinile slab dezvoltate, au loc fără probleme câte 2 într-o astfel de alveolă. Aici vor rămâne să-și formeze noile rădăcini și să se dezvolte cel puțin o lună de zile. Fiecare astfel plântuță, mlădiță de căpșun va forma rădăcini, va forma frunze, pentru ca în momentul în care voi hotărâ să îi transplantez în pământ, să fie pregătiți pentru această operațiune, pentru o nouă viață, pentru înființarea unei noi culturi de căpșun. După ce fiecare mic stolon a fost plantat, am adăugat un supliment de pământ care să acopere bine planta pentru a forma un contact cât mai ferm dintre sol și planta astfel nou plantată.
fără a le apresa pământul, am adăugat pământ și în continuare am trecut la udarea acestora. Udarea simplă, dar din abundență, pentru ca întreg solul să aibă umiditatea necesară asigurării unui mediu prielnic dezvoltării stolonilor. I-am mutat într-o zonă de semiumbră. După o săptămână, așa arată stolonii puși în alveole pentru înrădăcinat.